Amin, amin, așa să fie, Domnul să ne ajute să împlinim cuvântul lui cel minunat, cel sfânt, cel adevărat, cel drept, care este lumina noastră, călăuza noastră, dreptarul nostru și binefăcătorul nostru. Mulțumim lui Dumnezeu pentru bunătatea lui, în primul rând, mulțumim pentru darul lui. Mulțumim pentru cuvântul lui care ni l-a dat ca să ne fie să ne fie învățătură și mulțumim că așa cum este scris, el caută să ne trezească învățături, să ne trezească mintea sănătoasă prin descoperiri și prin învățături. De ceva timp am avut așa un gând la Dumnezeu și un îndemn să vorbesc despre un subiect care de multe ori este confuz în mintea oamenilor și nu numai în mintea oamenilor în general, dar și în mintea creștinilor. Vreau să vorbesc așa cum Dumnezeu mi-a dat să vorbesc, El să mă întărească, Duhul lui să mă călăuzească, Duhul lui Dumnezeu să pună cuvintele lui în gura mea, dacă voiește să mă folosească și noi fiecare să ascultăm și încă un lucru să cercetăm și să discernem ceea ce auzim, pentru că așa ne-a spus și așa ne-a învățat Dumnezeu, să căutăm să vedem dacă este așa cum ni se spune. Este un îndemn de la Dumnezeu și astfel și un îndemn pe oricine aude să caute el însuși în Sfintele Scripturi să vadă dacă este așa cum va auzi. Mesajul acesta este, sau gândul acesta a venit în urma unei postări pe care am văzut-o pe rețelele de socializare și anume o postare acolo, o poză unde scria Dumnezeu ascultă toate rugăciunile, rugați-vă. Acum am simțit în momentul în care am văzut lucrul acela, am mai văzut eu și înainte, dar n-am avut așa, parcă nu dădeam atât de multă importanță, dar în momentul acesta din urmă, când am văzut acea postare, am simțit o întristare din partea lui Dumnezeu și un gând ca din partea lui zicând, iată cum spun oamenii adevărul pe jumătate. Acum, nu faptul că scria acolo rugați-vă, pentru că lucrul acesta este cerut de Dumnezeu și trebuie să-l facem. Acesta este un adevăr sau este parte din adevăr. Dar mesajul celălalt care scrie, care zicea Dumnezeu ascultă toate rugăciunile, oare așa să fie? Oare așa să fie? Căci în cuvântul lui însuși, dacă stăm să căutăm și să analizăm, este scris altceva și vom vedea în cele ce urmează. Și mă doare inima și sufletul că noi ne mângâiem sau ne vorbim cu cuvinte gâdilătoare de urechi. A, roagă-te, frate, Dumnezeu e bun, Dumnezeu ascultă. O, roagă-te, soră, nu contează, lasă că Dumnezeu e bun, El iartă, El. Dar nu ne învățăm. Nu, de multe ori nu ne învățăm ceea ce Dumnezeu vrea să ne învățăm unul pe celălalt și să mergem la cauza problemei, să vedem oare dacă nu ne sunt ascultate rugăciunile, nu este oare ceva la mijloc. Hai să căutăm să vedem, hai să identificăm problema. Hai să, frate, caută să vezi de ce nu ți sunt ascultate rugăciunile. Soră, caută mai întâi să vezi de ce nu sunt ascultate rugăciunile. Sunt oameni care se roagă ani, unii luni, alte săptămâni și vom vedea, nu sunt toate, deci nu e un stas și un standard de la Dumnezeu, dar mă întorc la postarea pe care am văzut-o unde scria, unde zicea că rugați-vă, toate, Dumnezeu ascultă toate rugăciunile. Și acum mergem în cuvântul lui Dumnezeu să vedem, așa oare să fie. Duhul lui Dumnezeu m-a trimis cu gândul la cuvântul lui care zice în felul următor, în Isaia, capitolul 1,
Sper să pot vorbi cât mai multe din cât mi-a lăsat Dumnezeu în gând să vorbesc. Bun, sper să mă pot și concentra să le pot face pe toate. În Isaia, capitolul 1, versetul 15. Poate voi vorbi mai repede, Domnul să ne dea și o ureche de auzit și să luăm aminte. Iată ce spune cuvântul Domnului. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi, ori cât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Acum, ceea ce vreau să spun nu este că Dumnezeu nu ascultă rugăciunile, ci că nu le ascultă pe toate și sunt anumite lucruri care îl împiedică pe Dumnezeu să asculte unele dintre rugăciuni ale noastre sau ale unora dintre oameni. De ce? De ce se întâmplă lucrul acesta? Păi, vreau să facem din nou o deosebire. Mereu am spus și mereu insist pe aspectul acesta. În înțelegerea cuvântului a asculta în limba română se face o mare confuzie și de aceea oamenii mereu împing pe alții sau mereu zic că rugați-vă, Dumnezeu ascultă toate rugăciunile. Nu e așa, Dumnezeu nu ascultă toate rugăciunile, dar în schimb, da, Dumnezeu aude toate rugăciunile. Căci este scris, cel ce a făcut urechea s-ar putea să nu audă? Sau în altă parte este scris, nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să nu audă. Și continuă versetul și spune, ci păcatele voastre pun un zid de despărțire între el și noi și îl împiedică să ce? Să ne asculte. E mare diferență între a auzi și a asculta. Și noi trebuie să facem diferența aceasta, să înțelegem odată pentru totdeauna, să nu ne mai amăgim cu cuvinte ușoare, cu cuvinte gâdilătoare de urechi, spunându-ne, doar roagă-te, frate, așa cum ești tu, roagă-te că Dumnezeu te ascultă. Oare? Oare dacă tu nu asculți pe Dumnezeu, oare El este dator cu ceva ca să te asculte pe tine? Oare eu, dacă nu sunt după voia lui Dumnezeu, Dumnezeu, cum să mă asculte pe mine? Iată, aici în Isaia, capitolul 1, la versetul 15, în continuare, la versetul 16, zice, acum Dumnezeu vine cu soluția și spune, spălați-vă, deci, curățiți-vă, luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut, încetați să mai faceți rău, învățați-vă să faceți binele, căutați dreptatea, ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Ori noi, dacă nu facem lucrurile astea, cum ne-am putea aștepta să ne asculte Dumnezeu cererile și rugăciunile? Mi-am salvat aici mai multe versete, dar este greu să mă concentrez la ele. Totuși, am să încerc. Așa. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 9, din nou vedem cum este scris și cum ni se descopere la versetul 31, unde ni se spune astfel. Știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși. Ci dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia Lui, pe acela îl ascultă. Noi trebuie să înțelegem lucrurile acestea, fraților de credință și toți ceilalți oameni care încă poate nu L-ați cunoscut până acum pe Domnul Iisus Hristos.
Domnul Dumnezeu care este drept, El este îndurător, este adevărat, El este bun, este un Tată iubitor, este un Tată care așteaptă să se milostivească de noi, dar nu-L putem trata pe El ca pe un datornic al nostru. Nu putem să ne ducem să ne jucăm cu Dumnezeu și iată, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, ne învață, de exemplu spune despre bărbați, bărbații să se roage în orice loc, să se ridice mâini curate, da? La Dumnezeu. Da? Să ridicem mâini curate. Și aici spune cuvântul lui Dumnezeu, nu ascult oricât de mult v-ați ruga, fiindcă mâinile vă sunt pline de sânge. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Apoi, acum eu dacă urăsc pe fratele meu, pot să îngenunchez după aceea și să mă duc la Dumnezeu, Doamne, să ridic mâinile și să spun, Doamne, 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 acum dăm, acum făm, acum... Și Dumnezeu ce spune? Uită-te la mâinile tale. Uită-te la mâinile tale mai întâi și spune, curățește-te. Nu putem să trecem dacă noi am făcut ceva în viața noastră. Dacă cugetul pe care l-a pus Dumnezeu în noi ne conștientizează și ne înștiințează că am greșit undeva, am păcătuit, am călcat strâmb. Păi nu ascundem, nu lăsăm, nu trecem peste și după aia continuăm la Dumnezeu zicând, Doamne, Doamne, Tu ești bun, Tu ești, te rog, acum ascultă-mă, Dumnezeule, acum împlinește cererile mele. Păi putem să facem așa cu Dumnezeu? Să lasă Dumnezeu să fie bajocorit? Nu să lasă. Dacă Dumnezeu spune că dacă... Să nu pună soarele peste mânia voastră, da? Ne-am mâniat sau ne-am certat cu cineva și lăsăm să pună soarele. Apoi Dumnezeu după aia este dator cu ceva să ne ducem să îi mai cerem și El să ne răspundă, să ne asculte. Că asta înseamnă să asculți. Înseamnă a face ce ți se cere. Asta înseamnă dacă... Una este să auzi, așa cum am tot repetat, Dumnezeu aude toate rugăciunile. Dar zice, îmi întorc fața de la cele care, de la rugăciunile celui care este sub nelegiuire. Și nu ascult oricât de mult s-a ruga aceia care sunt sub nelegiuire, oricare a făcut păcat sau nelegiuire și știe în cugetul lui că a făcut și ține ascuns, Dumnezeu nu-l ascultă și nu propășește, nu ai propășire, poți să te asculți. Poți să te rogi cât ai ruga, Dumnezeu zice, oricât de mult v-ați ruga, nu ascult. Aici nu este vorba de o generalizare. Sunt oameni care trăiesc cu frică de Dumnezeu, sunt oameni care se cercetează periodic, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, voi înși vă cercetați-vă să vedeți dacă sunteți în credință și așa mai departe, ferice de toți oamenii care fac așa. Dar eu vorbesc acum pentru toți cei care se înșală cu cuvinte amăgitoare, cu cuvinte care le gâdilă lobii urechilor gândindu-se că o, Dumnezeu e numai bun și uită că Dumnezeu este și drept și că El nu poate fi bajocorit, nu se lasă să fie bajocorit. Dumnezeu zice, cum ai făcut așa, ce se va face? Iată ce mai găsim scris. În Proverbe 15, la versetul 8, este scris astfel. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, dar rugăciunea celor fără prihană îi este plăcută. Vedeți? Rugăciunea cui este plăcută Domnului? Acelui fără prihană. Dar rugăciunea celor sau jertfele celor care sunt... răi este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Tot în Isaia, în capitolul 1, la versetul 13, găsim scris așa, Dumnezeu spune, nu mai aduceți darul de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Și acum, ca să înțelegem ce înseamnă tămâie, tot în cuvântul lui Dumnezeu găsim scris la Psalmul 141, la versetul 2, zice, ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea ta și ca jertfa de seară să ne fie ridicarea mâinilor, să fie ridicarea mâinilor mele. În Apocalipsa, în capitolul 5, la versetul 8,
De asemenea, în ultima parte a versetului 8, vedem că rugăciunile, că tămâia sau potirile de aur pline cu tămâie sunt rugăciunile sfinților. Deci tămâia reprezintă rugăciunea. Și acum Dumnezeu în Isaia 1, în capitolul 13, spune că mi-e scârbă de tămâie. Adică mi-e scârbă de rugăciunile care sunt aduse sub nelegiuire. Dumnezeu nu se lasă să fie așa. O, de l-am înțelege pe Dumnezeu. Bun. Acum, deci, am înțeles că nu toate rugăciunile Dumnezeu le ascultă sau nădăjduiesc că am înțeles. Și acum am înțeles și de ce. Dar ce se pune problema, ce este de făcut în cazul acesta, nu? Păi Dumnezeu totul, ne-a lăsat totul la... Că până la urmă suntem interesați de ce este de făcut, că dacă Dumnezeu nu ne ascultă, iarăși revin și spun mereu cum aminteam că relația dintre un creștin sau dintre un om matur și Dumnezeu este atât de asemănătoare cu relația dintre un copil și tată, și Dumnezeu a lăsat lucrurile acestea pe pământ ca noi să vedem și să înțelegem. De multe ori noi ca părinți aplicăm dreptatea cu copiii noștri și când un copil de-al nostru greșește pentru prima dată, îl mustri, îl cerți sau așa, cu dorința de a-l îndrepta. Și el, copilul, de la copil aștept să-și ceară iertare, să înțeleagă că a greșit. Și apoi tu, că ești părinte și îl iubești, îl ierți, îl iei în brațe și îl primești înapoi. Așa e și Dumnezeu cu noi. Așa vrea și Dumnezeu să facem să nu ne ascundem când am greșit, pentru că El este Cel care vede totul, știe totul, cunoaște totul, cunoaște gândurile, cunoaște... Ochii lui sunt aici, la ceafa noastră de multe ori, așa obișnuiesc să zic. Vede tot, absolut tot ce facem noi și știe tot ce facem noi. Cum n-ar putea să știe Dumnezeu când ochii mei au privit la lucruri urâte? Cum n-ar putea Dumnezeu să nu cunoască faptul că eu am scos un cuvânt nepotrivit pe gură? Cum n-ar putea Dumnezeu numai să știe numai gândul rău pe care l-am avut împotriva unui semen de-al meu? Dar Dumnezeu cunoaște lucrurile acestea și atunci ce facem? Le camuflăm? Le ascundem? Înșelându-ne singuri? Dar Dumnezeu spune că tot ce este ascuns va scoate la lumină. Într-o zi va scoate la lumină. Dar dacă noi tot timpul ținem lucrurile astea ascunse, dacă ținem mânie pe vreun frate sau pe vreo soră sau pe vreun semen, sau dacă, nu știu, dacă am scos o minciună pe gură vreodată și nu ne căim, sau dacă am, eu știu, dacă s-a întâmplat să facem un păcat din neveghere, spunem așa, din neveghere, și noi nu ne ducem să mărturisim, noi nu ducem să ne cerem iertare înaintea lui Dumnezeu mai întâi, cum credem noi că Dumnezeu apoi ne va asculta rugăciunile când vom fi în nevoie și când vom striga către El? Ne mințim singuri. Ne înșelăm singuri și vedem că strigăm către Dumnezeu, sau eu vorbesc acum în general, nu fac referire la niciun om cu deosebire, dar vorbesc în general. Da, am rămas așa. Deci ce este de făcut? Tot Dumnezeu ne dă soluția. El ne spune în cuvântul Lui că să ne mărturisim păcatele unii altora și apoi spune să ne rugăm unii pentru alții ca să fim vindecați. Așa spune. Și acolo continuă cuvântul Domnului și spune: mare putere are rugăciunea fierbinte, dar a cui? A celui neprihănit. Dacă gândul Duhului Dumnezeu mă duce acum cu gândul că atunci când cei trei prieteni ai lui Iov au păcătuit
împotriva lui Iov, vorbind în chipușuratic, să zicem așa, fără prea multă înțelepciune. Dumnezeu i-a mustrat la final pe cei trei prieteni ai lui Iov și spunea Dumnezeu că numai în vederea rugăciunii lui Iov îi va ierta pe ei. Deci, de ce înțelegem? Dumnezeu ascultă numai rugăciunea celui neprihănit, adică a lui Iov, și iartă pe cei trei. Pentru că cei trei s-au făcut să revinovați, da? Numai de aceea spune Dumnezeu, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. De aceea Dumnezeu îl ascultă pe cel neprihănit, așa cum am citit mai devreme. Știm că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși, dar dacă este cineva neprihănit, pe acela îl ascultă. De aceea ne îndeamnă Dumnezeu ca să chemăm pe prezbiterii bisericii, să ne mărturisim și să facem, pentru că în vederea rugăciunii lor, care, dacă trăiesc o viață curată și nădăjduim că îi trăiesc o viață curată, că sunt vase de lucru al lui Dumnezeu și se păstrează curați și se păstrează neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Numai în vederea rugăciunii lor suntem și noi iertați și apoi se restabilește legătura dintre noi cu Dumnezeu. Adică ce se întâmplă? Se depărtează zidul de despărțire dintre cel care a păcătuit și Dumnezeu. Cu Avram s-a întâmplat la fel. Mi-aduc aminte din două situații când soția lui Avram a fost luată în două rânduri, odată de împăratul de faraon și odată de un alt împărat, nu mai rețin acum exact, și Dumnezeu a împiedicat, l-a oprit ca să păcătuiască pe acel împărat cu soția lui Avram. Și împăratul acesta era nevinovat. Spune, Doamne, vei nimici tu chiar și un neam nevinovat? Nu a spus el că este sora lui? Și deci împăratul ăsta era totuși nevinovat. Și Dumnezeu spune, acum dă-i nevasta înapoi și el se va ruga pentru tine și voi deschide și pântecele nevestelor tale și ale, așa mai departe, și îi va vindeca și îi va ierta. Dar uite că totuși în vederea rugăciunii lui Iov avea Dumnezeu să asculte. Deci Dumnezeu avea să asculte, în vederea rugăciunii lui Avram avea Dumnezeu să asculte și să ierte. Deci în vederea rugăciunii celui neprihănit, noi trebuie să înțelegem lucrurile astea. Ori ne păstrăm neprihăniți și atunci Dumnezeu ne ascultă, fiindcă are plăcere de cel neprihănit. Da? Domnul Iisus Hristos spunea așa, Tată, îți mulțumesc că mă asculți. Știam că totdeauna mă asculți, dar în altă parte zice, Domnul Iisus Hristos spunea, nu sunt singur, cel ce m-a trimis este cu mine, fiindcă fac totdeauna ce îi este plăcut. Da? De ce este Dumnezeu cu Domnul Iisus Hristos? De ce a fost? Și de ce a fost Tatăl cu Domnul Iisus Hristos întotdeauna? Pentru că făcea ce îi este plăcut. De ce îi ascultă rugăciunile? Pentru că făcea ce îi este plăcut totdeauna. Nu spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul este cu voi când sunteți și voi cu El. Numai atunci este Domnul cu noi, când suntem și noi cu El. Apoi noi, dacă ne vrem și cu lumea și cu Dumnezeu, nu se poate. Nu se poate. Sau dacă călcăm strâmb și după aia ținem ascuns, nu se poate. Nu căpătăm răspuns la rugăciunile noastre. Strigăm și nu căpătăm răspuns. Iată, mai sunt câteva aspecte. Acum, ce vreau să spun, nu că Dumnezeu este un Dumnezeu rău și că El nu ascultă nicio rugăciune și că și El, tocmai prin lucrurile acestea, ne îndeamnă pe noi, un pic ne, aș putea spune, forțează, dar nu e un cuvânt potrivit, forțează, ci ne constrânge cumva în bunătatea Lui ca să alegem, totuși ne lasă libertatea, putem să nu-L urmăm, să nu-L ascultăm, putem să facem, să mergem pe căile noastre, dar totuși El, prin dreptatea aceasta a Lui și pentru că este Dumnezeu și în știința aceasta Lui, El cumva a făcut toate lucrurile astea să nu ne lasă nicio altă alternativă decât să alegem, fie cu El, fie fără El. Și mai mult a lucrat toate lucrurile ca să ne împingă, să ne modeleze, să ne atragă, să ne
călăuzească spre El. Așa sunt lucrurile pe care le-a făcut Domnul Dumnezeu. Acum, sunt oameni care strigă de foarte mult timp la Dumnezeu și am zis că poate nu au primit răspuns la rugăciunile lor. Ce înseamnă lucrul ăsta? Fie este o problemă între om și Dumnezeu, o problemă care trebuie rezolvată. Până nu se rezolvă problema, Dumnezeu nu închide ochii sau nu se preface Dumnezeu că nu ascultă, că nu se preface Dumnezeu că a uitat sau că trece cu vederea. Dumnezeu e Dumnezeu drept. Mi-aduc aminte de atâtea întâmplări din Vechiul Testament când Dumnezeu nu neglija nici măcar un păcat. Mi-aduc aminte de întâmplarea aceea când Ahan, nu mai știu cum îl chema, a poftit în luptă, a poftit o haină și niște aur. Le-a luat și le-a Acan, parcă, sau... Le-a luat și le-a ascuns sub covorul sau preștiul portului său. Le-a ascuns acolo în pământ, în nisip. Dumnezeu nu a trecut cu vederea și a îngăduit ca Israel să capete bătaia, adică să fie înfrânt pe câmpul de luptă. Pentru că ce? Dumnezeu urăște păcatul. Dumnezeu nu... Se dă înapoi, se trage și se retrage și unde se retrage el nu mai este biruință, nu mai este nimic bun când se retrage Dumnezeu de acolo. Și atunci ei s-au cercetat, poporul lui Israel s-a cercetat. Doamne, atunci Iosua s-a dus înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ce s-a întâmplat? Ce este? Și Dumnezeu i-a descoperit. Iată, s-a întâmplat lucrul acesta și Totuși, în bunătatea lui, a îngăduit cumva timpul lui Acan. Cine citește acolo să vadă că a îngăduit destul timp lui Acan ca să recunoască, să aducă la suprafață, să mărturisească, să zică eu sunt cel care am greșit, eu am păcătuit, din pricina mea s-au întâmplat lucrurile acestea și trebuie să înțelegem că sunt consecințe. Dacă păcătuim, s-ar putea să fie și consecințe. Acum, ce vreau să zic este... Faptul că dacă cuiva nu este ascultată rugăciunea, atunci nu neapărat înseamnă că este un păcat între el și Dumnezeu, ci mai înseamnă că poate că sunt atâtea de multe de spus. Poate că nu este încă timpul. Deci vii cu o cerere sau cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu spune că face toate lucrurile frumoase la vremea lor, la timpul lor. David, în psalmi, este scris așa: dimineața eu îmi îndrept glasul către tine, sau rugăciunea, cererea, îmi îndrept către tine și aștept, spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci este o perioadă de așteptare când Dumnezeu va face lucrul acela și nu va întârzia și nu va zăbovi, dar îl va face, dacă este după voia lui, îl va face, dar îl va face frumos la timpul potrivit. Deci este un timp. Deci noi trebuie să învățăm să așteptăm în răbdare răspunsul la rugăciunile noastre, dacă rugăciunea va fi după voia lui Dumnezeu. Apoi, poate ca rugăciunea sau cererea pe care o ridicăm înaintea lui Dumnezeu nu este după voia lui Dumnezeu. Am recitat mai devreme și am spus despre Domnul Iisus Hristos, care era Fiul lui Dumnezeu și care este Fiul lui Dumnezeu, și a spus: Tată, îți mulțumesc că mă asculți, știam că mă asculți totdeauna. Totuși, o rugăciune pare că nu a fost ascultată și aceea tot pentru slava lui Dumnezeu. O rugăciune a Domnului Iisus Hristos, când a fost în grădina Ghetsemane, de trei ori s-a rugat Tatălui: Tată, dacă este cu putință să se depărteze paharul acesta de mine. Dar Domnul Iisus Hristos a spus un lucru la final: totuși, facă-se voia ta și nu a mea. Deci ar putea ca noi să ne rugăm la Tatăl să cerem niște lucruri care nu sunt după voia Lui și atunci noi trebuie să încheiem tot orice rugăciune: Tată, totuși facă-se, sau Doamne Iisuse, totuși facă-se voia Ta, nu a mea. Eu ți-aduc cererea mea la cunoștința Ta, așa cum ai învățat, fie mică, fie mare, dar totuși facă-se voia Ta și nu a mea. Apoi, poate fi lipsa de credință, poate fi îndoiala. În Iacov, în capitolul 1, la versetele
cine vrea să citească ca să înțeleagă mai bine, de la versetul 5. Și o să și citesc. Dacă vreunul dintre voi lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu care, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată. Aici se arată despre bunătatea lui Dumnezeu și despre faptul că noi trebuie să cerem lui Dumnezeu. Fie înțelepciune, fie lucruri, dar în special lucruri cerești trebuie să cerem la Dumnezeu, care sunt după voia lui Dumnezeu. Apoi, 6 și 7 aici, dar să o ceară cu credință. Deci noi dacă cerem ceva și nu cerem cu credință, fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Da? Deci dacă nu cerem cu credință sau dacă ne îndoiem, fără să se îndoiască deloc, iată spune aici, dacă ne îndoim în inima noastră, zice, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul. Poți să ceri 10 ani, 15, 20 de ani. Dacă nu ai credință și dacă te îndoiești, zice cuvântul lui Dumnezeu, îi scrie, nu eu spun, să nu se aștepte un astfel de om să primească ceva de la Domnul. Căci e ca un, se aseamănă cu valul mării tulburat, împins încoace și încolo. Vorbesc repede, fiindcă un pic mă îngrăbesc, sper să se înțeleagă. Cine vrea să înțeleagă, de exemplu, despre ascultarea rugăciunii, poate să mai citească exemplul cu Solomon, care după ce a construit templul, a făcut o rugăciune de pe treapta cea mai înaltă a templului, a făcut o rugăciune înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu după aceea vine cu răspunsul și spune, îți ascult rugăciunea făcută în locul acesta. Și apoi Dumnezeu continuă și spune, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu, și începe Dumnezeu și spune, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea, se va abate de la căile lui rele, atunci îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Deci atunci va asculta Dumnezeu când vom face lucrurile acestea, dar dacă nu le facem lucrurile acestea, nu ne mai așteptăm și să nu ne mai mergem cu cuvinte că o, Domnul ascultă toate rugăciunile. Numai dacă trăim în curăție și numai dacă trăim după cuvântul lui Dumnezeu, atunci ne ascultă Dumnezeu. Și e diferență mare între a auzi și a asculta. Mereu repet lucrurile acestea ca să se facă o dată deosebire. Să nu mai folosim cuvântul a asculta când e vorba de a auzi, cu sensul de a auzi. Iarăși, sunt oameni care cer în rugăciunile lor și nu primesc. Iar cuvântul în Iacov, cuvântul lui Dumnezeu în Iacov, capitolul 4, versetul 3, zice astfel, cereți și nu căpătați. Da? Putem să ne rugăm la Dumnezeu să cerem până când ne săturăm să mai cerem. Zice de ce? Pentru că cereți rău sau cu gând să risipiți în plăcerile voastre. De aceea nu primim și nu căpătăm și zicem, Doamne, Doamne, dar de ce nu mi-a spus rugăciunea? Pentru că fie că cerem rău sau fie pentru că cerem pentru plăcerile noastre, ca să risipim lucrurile lui Dumnezeu, să le risipim noi în plăcerile noastre. Dacă nu e după voia lui Dumnezeu, nu primim, putem să ne rugăm până obosim. Acum, de ce sunt alți oameni care se roagă totuși lui Dumnezeu și totuși nu primesc răspuns la rugăciuni și nu primesc Dumnezeu nu le ascultă rugăciunile. Pentru că, iată, în 1 Petru, capitolul 3, la versetul 7, este scris astfel, bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femei ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Ei, acum tot așa este și cu partea feminină, e același lucru, nu se face deosebire. Dacă tu ca bărbat, ca soț, te ceri cu nevasta ta, după aceea te pui în genunchi seara sau la prânz și spui, o, Doamne, slăvit să fie numele Tău, Doamne, îți mulțumesc, aduci ca jertfă lui Dumnezeu mulțumirile tale cu mâinile pline de sânge, da? Și Dumnezeu spune că este o scârbă rugăciunea aceasta înaintea Lui. Păi mai întâi du-te și împacă-te, cere iertare de la soția ta. Sau invers, soție, du-te și împacă-te cu soțul tău dacă te-ai răstit la el, dacă l-ai nesocotit, dacă nu l-ai ascultat ca și cap al tău, care și el la rândul lui
este sub Hristos și așa mai departe. Trebuie să cunoaștem lucrurile acestea. Deci, sunt rugăciuni care sunt împiedicate, tot din pricina neascultării. Putem să ne rugăm 20 de ani. Dacă nu rezolvăm problemele, Dumnezeu nu ne ascultă rugăciunile. Ne aude rugăciunile, toate se înalță la El, toate le aude, dar spune, întorc fața de la voi, întorc fața de la ele și n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Și spune, curățiți-vă. Și apoi stăm de vorbă, e un gând de la Dumnezeu. Apoi puteți să venim să dialogăm. Pot să spune Dumnezeu, pot atunci să nu mai este Dumnezeu împiedicat să asculte rugăciunile, după cum este scris în Isaia 59, unde am citit parcă. Da, în versetul 2. Căci nelegiuirile voastre pun o zi de despărțire între voi și Dumnezeul vostru, păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Știți, noi oamenii avem tendința de a lua numai ceea ce ne place, numai ceea ce ne gâde la urechile, dar unde sunt lucrurile care trebuie să le atingem și să acordăm atenție lor, le cam sărim așa prin cuvântul lui Dumnezeu. Pe asta nu mai punem accent de multe ori. Și de multe ori diavolul profită aici și introduce în gândurile oamenilor gânduri ușuratice și de genul n-a ascultat, de exemplu, acum, spre exemplu, nu a ascultat la ăsta, ăsta nu știe ce vorbește. Atunci era cu legea, acum noi suntem în har. Dar ce? Spune cuvântul lui Dumnezeu că să păcătuim ca să se mulțească harul? Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Nici de cum. Nici de cum. Trebuie să fim fără viclenie înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să nu lăsăm să nu ne lăsăm amăgiți de gândurile vrășmașului care zic și prin mulți oameni vorbesc și de multe ori mă doare inima că și prin creștini. Dumnezeu e bun. Lasă, frate, că toți greșim. Roagă-te Domnului, că Domnul te ascultă. Domnul e bun și te iartă. Păi bun, dar e parte de adevăr, nu este tot. Eu, dacă am păcătuit, nu este un zid de despărțire între mine și Dumnezeu. Nu este scris așa. Numai întâi trebuie să rezolv problema ca apoi să mă asculte Dumnezeu. Numai întâi trebuie să mă duc să-mi mărturisesc păcatul, că așa este scris și ne-și mărturisește păcatul și se lasă de ele capătă în durare. Numai întâi trebuie să rezolv problema asta ca apoi Dumnezeu să mă asculte și El pe mine. Nu trebuie să mă dau să ascult și eu de Dumnezeu, ca tată, ca cel mai mare, măcar că e Dumnezeu și ar trebui să avem cinste față de El. Mi-aduc aminte de o poezie a lui Nicolae Moldoveanu, Dumnezeu în minutele anterioare mi-a amintit, care zice, O iartă-mi, te rog, Doamne, atâtea rugăciuni prin care îți cer doar pâine și pază și minuni, căci am făcut adesea din tine, robul meu. Nu eu să ascult de tine, ci tu de ce spun eu. În loc să vreau eu, Doamne, să fie voia ta, îți cer într-una să faci tu voia mea. Îți cer să alungi necazul, să nu-mi trimiți ce vrei, ci să-mi slujești în toate, să-mi dai, să nu-mi iei. Gândindu-mă că dacă îți cânt și te slăvesc, am dreptul să îți cer într-una să faci tot ce doresc. O, iartă-mi felul acesta nebun de a mă ruga și învață-mă că astfel să stau în fața ta, nu tot cerându-ți ție să fii tu robul meu, ci tu cerându-mi mie, iar robul să fiu eu, să înțeleg că felul cel bun de a mă ruga e să doresc ca în toate să se facă voia ta. Din păcate, timpul mă presează. Mulțumesc lui Dumnezeu că am avut harul și puterea să vorbesc cât am putut să vorbesc condensat, fiindcă
Ar fi fost multe de spus și am vorbit și repede, sper să mă fi putut fi făcut înțeles. Dumnezeu să aibă milă și îndurare din noi și să ne ajute să facem ceea ce suntem mai întâi datori să facem. Și apoi Dumnezeu își face partea Lui. Dumnezeu e bun, e credincios, Dumnezeu ascultă și El rugăciunea copilului ascultător. Ca un tată care iubește pe fiul său ascultător, iar dacă păcătuim și nu vrem să ne îndreptăm, spune cuvântul lui Dumnezeu că El, Dumnezeu care este un tată iubitor, mustră și pedepsește pe cine iubește. S-ar putea să avem la un moment dat parte de o mustrare, de o pedeapsă, instrument de îndreptare în viața noastră. Să-i dăm slavă, să-i mulțumim lui Dumnezeu, pentru că asta este tot bunătatea Lui. Dar trebuie să înțelegem că nu toate rugăciunile le ascultă Dumnezeu, după cum este scris. După cum am auzit că am citit în cuvântul lui Dumnezeu împreună și am văzut adevărul acesta. Să nu ne mai lăsăm înșelați gândindu-ne că Dumnezeu e numai bun. Dumnezeu este și drept. Dumnezeu este și un foc mistuitor și cu El nu poate fi tratat cu ușurință, nu poate fi luat Dumnezeu într-un mod ușuratic, nu poate fi batjocorit, pentru că este scris cum facem, așa ni se va face. Dacă suntem și noi cu El, este și El cu noi. Dacă nu suntem cu El, și El ne părăsește. Este simplu. Cuvântul lui Dumnezeu este simplu, numai noi ne amăgim de multe ori și ne luăm numai ce ne place. Că ne place să credem că Dumnezeu e numai bun. Și uităm că este și drept, adică ne amăgim singuri gândindu-ne că Dumnezeu să ne ajute să nu ne amăgim singuri, să nu ne înșelăm singuri. Acesta a fost ca un gând din partea lui Dumnezeu. A Lui să fie slava, cinstea, mulțumirile și să ne punem inima, să începem să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, pentru că așa este scris. Să împlinim cuvântul lui Dumnezeu, nu numai să îl auzim, deci să-l ascultăm. Asculta înseamnă să-l împlinim, să facem cu fapta. Asta înseamnă a asculta. Da? Dumnezeu să ne ajute, e numele Lui să fie binecuvântat și fie ca urechile noastre să fie deschise, trezite, inimile noastre să fie îndreptate spre El și să împlinim cuvântul Lui, căci El are dragoste de acela care împlinește voia Lui. Și chiar și dacă ai căzut, chiar și dacă dacă ai păcătuit undeva pe cale, chiar dacă până acum n-ai avut curajul și n-ai îndrăznit să mergi la Dumnezeu, mergi pentru că ca să-ți mărturisești păcatele și să primești putere să te lași de ele și să fii iertat, ca cineva să se roage pentru tine în vederea lucrurilor acestea, este voia lui Dumnezeu. Și El, după cum este scris, așteaptă să se milostivească de noi. Așteaptă să se îndure de noi. Cât despre despre toți care se străduiesc să meargă pe calea strâmtă, știu că bucuriile îi însoțesc, știu că este ferice de oricine caută și se silește și se poartă aspru chiar cu sine însuși, cu trupul său însuși, ca nu cumva să ajungă să fie lepădat. Dumnezeu, al lui Dumnezeu este slava, fiindcă noi în cuvântul Lui aici găsim scrise toate rezolvările și cine a auzit cuvintele care au fost vorbite până acum, din nou este sfătuit și îndemnat să caute și să vadă dacă este așa cum mi s-a spus, pentru că am încredințarea că va găsi în cuvântul lui Dumnezeu chiar mai mult decât am putut vorbi eu până aici și, sau bunul Dumnezeu prin mine, mai bine spus. Și al lui Dumnezeu să fie slavă, așa cum am zis, al lui Dumnezeu să fie mulțumirile, dar haide să-i le aducem cu mâinile curate. Glorie Domnului, fie binecuvântat numele Lui și El să fie cu noi și să nu ne lasă, să nu ne părăsească, chiar dacă e nevoie să ne mustre și să ne pedepsească. Amin.